A fost accident rutier între localitățile Păltiniș și Brebu, între o camionetă și un autocamion care transporta lemne. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul detașamentului Caransebeș, cu o auto specială de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD, o ambulanță a Serviciului Județean de Ambulanță Caraș-Severin, un echipaj al Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin și elicopterul SMURD. În accident au fost implicate 5 persoane. Mai exact, dintre cele 4 persoane aflate în camionetă, 2 au avut nevoie de îngrijiri medicale. Un bărbat în vârstă de aproximativ 25 de ani a fost preluat de ambulanța SAJ cu traumatisme la membrele inferioare și transportat la spital. O a doua victimă, un alt bărbat în vârstă de aproximativ 60 de ani cu traumatism cranian, a primit îngrijiri medicale de la echipajul SMURD, apoi a fost preluat și transportat la spital de către elicopterul SMURD.